schimbat niciodată. Dar cu, nu mi-ai zis cum a fost la petrecere, la, la Budescu, la mulți ani pentru Budi, cum a fost? Are viitor Budescu. Are viitor. De ce? După ce se lasă, poate să-și întemeieze o formație, să-și facă o formație de muzică populară, de muzică de petrecere, că este... Da, și cântă, chiar le are? Unul dintre artiști, artiști și în teren și în afară. Îi să spun, când eram, la Petrul aveam nu suportam manelele în autocar și mergeam la Iași și am spus, bă, dacă batem la Iași, bă, vă las să puneți tot drumul înapoi, ce muzică vreți voi? Am bătut la Iași, așa, Budescu pe scaun de lângă șofer și a zis, gata! E, 6 ore cât am făcut eu de la Iași cu opriri, cu alea a pus Budescu toate melodiile posibile. Ce? Dar minune! Începeam linia melodică, știa deja cuvintele. Da? Deci, topă de... Ce? Minune, vijelie! Tot! Țancă! M-am auzit, deci acum a fost... Bine, nu s-a destrăvat, că este accidentat. Nu e de țancă, e de petrecere. Are o leziune fibrilară, de aia nu a jucat. N-a putut să și danseze. Înțeles! Nu s-a dezlănțuit! La rece, a cântat la rece. Deci nu s-a dezlănțuit, nu, dar ne-am... Dar chiar e talentat, l-a cântat? Deci super talentant, dacă... Când, mai ales manele rupe, a? Are și voce, are... Nu, cântă tot felul de... Are melodia lui, principal e cu tanțul, aia, tanțul. Aia îi place hit-ul lui, și, nu? Da. Și o cântă la perfecție, a? La perfecție, dar are și voce, și are și timbru vocal, are, adică să... cum să spun eu, formația merge după cum cântă Budescu, are formația, deci este totul... Da. Și dai seama, este a cântat la rece, da. pentru că avea punga cu gheață pe leziune. Unde cred că o să mă duc și eu vocea a doua. Du-te, du-te, du-te. Bănele, că faci bani.